Vreau să definim niște termeni. Ce sunt grupurile etnice? Am considerat de bună să trecem aceste definiții pentru că de multe ori în biserici nu se știe la ce ne referim. O soră m-a întrebat după ce am vorbit în Miruța așa de mult timp despre grupuri etnice neevanghelizate și o soră m-a luat deoparte și a zis: frate Valentin, ce-s grupurile astea? Ce-s grupurile astea etnice? Că eu nu înțeleg despre ce vorbiți. Hei, soră, în România avem maghiari, avem ucraineni. Avem ucraineni, avem ruși lipoveni, avem germani, sunt grupuri etnice care au o cultură separată, care vorbesc o limbă diferită, care au un comportament diferit, este grupul etnic respectiv. În lume sunt peste 16.000 de grupuri etnice. Multe, până în 6.000, până în 7.000 de grupuri etnice, 6.700, nu rețin cifra exactă, probabil vom avea în slide-uri, sunt neatinse, sunt grupuri etnice neevanghelizate.